Situație fără precedent la șef la cuțite Richard Abuzaki s-a certat cu Antonio Passarelli, după jurizarea amuletei. Ultima amuletă a venit și cu o situație fără precedent la șef la cuțite. Antonio Passarelli a fost cel care a jurizat preparatele celor patru șefi, însă s-a arătat nemulțumit de cel făcut de Richard Abuzachi. Între cei doi s-a iscat o discuție aprinsă. Fiind nevoie și de intervenția Irinei Fodor pentru a calma spiritele. Antonio Pasareli a anunțat cine este câștigătorul ultimei amulete din acest sezon al emisiunii Șef la cuțite. Însă, atunci când a explicat de ce a oferit punctajele așa cum a făcut-o, bucătarul l-a supărat pe Richard Abuzachi, care a fost nemulțumit de comentariile făcute de jurat. Avem astăzi un avantaj interesant alege una dintre echipele adverse care la una dintre probe va fi condusă de al patrulea șef, a fost amuleta anunțată de Irina Fodor. În ediția din 10 aprilie 2024 a emisiunii Șef la Cuțite sezonul 13. Orlando Zaharia, Ștefan Popescu, Richard Abuzachi și Alexandru Sautner au gătit un preparat italienesc, iar jurizarea a fost făcută de Antonio Pasareli. V-ați străduit foarte mult, dar întotdeauna jurizezi cu gustul personal. Și dacă te superi sau te ofensezi, nu vă supărați pe mine. Eu am jurizat cu gustul meu personal, a anunțat Antonio Pasareli. Tigaia de două puncte a mers la rețeta de vitelu tonato pregătită de Orlando Zaharia. Potrivit lui Passarelli, Preparatul a fost mult prea sărat și Vita nu a fost gătită cum trebuie. Trei puncte a primit Richard Abuzachi pentru rețeta de ravioli cu ou. Ideea era bestială, totul echilibrat, dar când tu pui la o bucățică atâta un gălbenuș întreg, totul se aplatizează. Dar, repet, asta e gustul meu personal. Ca și tehnică de produs, felicitările maxime. Atunci, Richard Abuzachi a reacționat dur, iar replicile între cei doi au început să curgă. Farfuria am făcut-o ca să omagiez un restaurant cu două stele Michelin de 40 de ani. Este o farfurie care a schimbat bucătăria italiană în toată lumea. Am avut onoarea ca să muncesc cu șeful care a fost unul dintre cei mai buni șefi din Italia și chiar așa se pune gălbenușul. Așa sunt proporțiile. Nu e important punctul pe care l-am luat, dar era un mesaj. E farfuria cea mai copiată din lume și cu marcă înregistrată pe farfurie și sunt tare mândru de ea, a afirmat Richard Abuzachi. N-am avut posibilitatea să-l gust. Dar știu cum arată și nu arată așa, a precizat Antonio Passarelli. Cât costă farfuria care a stârnit controverse? În timpul discuțiilor în contradictoriu, Antonio Passarelli a afirmat că nu ar plăti niciodată pentru a mânca un astfel de preparat, moment în care Richard abuzaki, a dezvăluit prețul acestei farfurii emblematice. A fost răutăcios comentariul la adresa lui Richard când a spus că n-ar plăti nimic pe această farfurie. A afirmat Alexandru Sautner. 60 de euro costă, a spus șef Richard. Poate să coste și 200 de euro. Pe mine restaurantele de 2, de 4, de 20 de stele Michelin nu mă interesează, a completat Passarelli. Farfuria asta a fost făcută de un om care are două stele Michelin, de 40 de ani, când toți știu cât e de greu să ai asta, că toți vor steaua și niciunul nu o are. Steaua Michelin pentru bucătari. E cel mai mare vis din lume, e un Oscar, a spus supărat Abuzachi. La rândul lui Orlando, Zaharia a mărturisit că și el s-ar fi supărat dacă ar fi fost în locul colegului său. Îl înțeleg. În locul lui aș fi reacționat puțin mai rău. Văd și atitudinea lui Antonio, care nu bate cumva în defensivă. Ok, este părerea mea. El chiar își susține părerea și devine din ce în ce mai incisiv, a precizat șef Saharia. Replicile au continuat între Antonio Passarelli și Richard Abuzaki, după ce juratul a spus că farfuria trebuie corectată. Și farfuria aceea, chiar dacă este o emblemă, atunci când are o problemă, trebuie să o corectăm. În momentul în care am spart oul, am simțit numai gustul de gălbenuș, a subliniat el, farfuria nu are nicio problemuță, așa este. Asta este proporția. Este proporția perfectă, a explicat șef Richard. Atunci mai bine mă aduceai să mănânc un nou ochi și eram fericit, a concluzionat Antonio Pasareli.